Gabriela Firea, fostul primar al capitalei, poate fi un astfel de candidat al PSD la prezidențiale care să strângă mai multă susținere, poate și de la AUR, poate, nu știu, și de la alte partide? Pro-România, dacă m-a mai rămas cineva. Pe datele pe care le avem și după, având în spate și această, sigur, povară a pierderii unor alegeri la București, s-ar putea să fie dificil. Gabriela Firea rămâne unul din liderii importanței ai PSD, care cumva, cel puțin în topul încrederii, chiar fie și inerțial, mai păstrează un nivel relevant de încredere. Însă, repet, povara aceasta a pierderii alegerilor, una era, să spunem, să fi câștigat alegerile la București și în 2024 venea după două mandate de primar câștigător. Am mai avut un model, Traian Băsescu, și în regulă puteai să intri într-o asemenea competiție. Acum, după ce ai pierdut la București, să pretinzi că ai putea să câștigi alegerile prezidențiale, s-ar putea să fie dificil, dar, repet, politica românească e foarte complicată și plină de surprize.